Hai, salutare națiune și bine ai venit la nou clip. Și de data aceasta, pentru prima dată și în premieră de asemenea și în România, pe YouTube-ul românesc, pentru cei pasionați de parfumuri, vorbim despre Alien Man de la Mugler, sau Thierry Mugler, pentru cei care nu s-au acomodat cu noua denumire a casei. Mugler Alien for Men este ultima creație a celor de la Mugler, este ultima șmecherie în materie de parfumuri pe care ei o prezintă în gama bărbătească și este un parfum care a fost așteptat foarte, foarte mulți ani de absolut toți iubitorii de parfumuri și în special iubitorii de Mugler, printre care mă număr și eu pentru că n-am spus niciodată că sunt fan al casei Mugler. Ați văzut și voi clipul postat în urmă cu câteva zile cu mini colecția mea, să zic, Mugler, care la vremea respectivă număra 7 parfumuri. Ei bine, cu ăsta se fac 8 și cu atât mai mult mă bucur că se fac 8, pentru că ăsta este un parfum pe care am vrut să-l achiziționez din momentul în care am auzit că se va lansa în sfârșit. Alien for Men vine ca alternativă la mult celebrul, mult lăudatul Alien for Women sau Woman, cum vreți voi să-i spuneți, un parfum pe care, sincer, nu am de ce să vă mint, nu îl cunosc. Poate că l-am mirosit de multe ori, poate că dacă mi l-ar pune cineva în față mi-aș da seama instantaneu că îl cunosc, dar dacă este să vorbesc așa la drept, n-am avut o sticlă în mână, nu l-am testat ca să văd care este marea șmecherie. Drept urmare, în clipul de astăzi voi face un unboxing și un prime impresii la Alien Man. Nici de cum o recenzie completă, este un unboxing și, sau mai degrabă, un primele impresii și solicitat. În același timp, ăsta, cred eu, și nu știu dacă sunt singurul, este probabil cel mai controversat parfum lansat în 2018. O spun încă de la bun început, este un parfum polarizant, un parfum care poate să-ți placă sau pe care îl detești complet. Este un parfum pe care ori îl adopți și îl iubești, ori îl urăști și nu știi cum să scapi de el. Nu este un parfum menit a face pe plac maselor. Nu este un parfum creat de către cei de la Mugler pentru a fi pe placul tuturor, așa cum este Sauvage de la Dior, așa cum este One Million de la Paco Rabanne, așa cum este Angel Man, de exemplu, de la Mugler. Este un parfum care are niște note extrem de ciudate. În primul și în primul rând sunt extrem de ciudate. Este un parfum atât de criticat, atât de, hai să spunem, bajocorit, dacă vreți, în mediul online, dar în același timp este un parfum foarte lăudat și foarte iubit de mulți alții, tot în mediul online. Vă spun din start, dacă sunteți interesați de acest parfum, în România nu se comercializează oficial acest parfum. Atenție, orice ați găsit pe internet de cumpărat nu este adus oficial în România. Eu parfumul ăsta l-am cumpărat de la un prieten, l-am cumpărat astăzi, tocmai de aceea nu fac recenzie, ci fac doar un prime impresii și, hai să zicem, un pseudo-unboxing, pentru că eu am desfăcut deja cutia și ambalajul. L-am luat de la prietenul meu, tocmai pentru că lui nu-i place. Asta este chestia cea mai interesantă și care rezonează cu ceea ce v-am spus acum câteva zeci de secunde. Că este un parfum polarizant. Ori îți place, ori îl urăști. Ei bine, lui nu i-a plăcut sub nicio formă. La mine, în schimb, total diferit față de el, de la primul puf pe care mi l-am aplicat pe mână, mi-a plăcut parfumul. Deci a fost instantanee reacția de plăcere la ceea ce a ieșit din sticlă. Cutia produsului arată așa, este foarte simplistă, Alien Man, Mugler Eau de Toilette, avem gramajul 100 ml, este de culoare violet închis și vedeți și voi pe lateral, are niște inserții, niște litere. Pe spate ni se prezintă o imagine cu sticla, niște detalii legate de Mugler Circle. Pentru cei care iubesc parfumurile Mugler știu ce înseamnă Mugler Circle. Și
În cutie găsim imprimat un cod care ne permite să ne scriem un Müller Circle și de asemenea o mică legendă, dacă vreți, despre modul în care puteți desface sticla, pentru că asta este o sticlă de tip reîncărcabil, ca să o puteți reîncărca. La interior avem sticla de parfum și pliculețul clasic obișnuit cu Müller Circle, care arată așa. Aici aveți din nou reprodus codul cu care puteți să intrați pe pagina celor de la Müller și să vă înscrieți în Müller Circle, unde veți primi notificări, știri, noutăți și așa mai departe, tot felul de chestii, unde de asemenea puteți verifica dacă parfumul vostru Müller este original. Deci foarte multe lucruri interesante puteți să faceți pe pagina lor. Așa arată sticla. Un design de tip monolit, foarte interesant, foarte interesant arată, îmi place la nebunie. Făcut din sticlă, o sticlă de culoare violet închis, cu inserții metalice și pe spatele atomizorului avem reprodusă, sper că se vede în filmare, steaua celor de la Müller. Atomizorul împrește foarte mult, foarte bine și mirosul este absolut senzațional pentru mine. Repet, pentru mine. Este un parfum, cum am spus, extrem de ciudat, extrem de interesant din punct de vedere al compoziției, dar este un parfum care mie îmi place. Îmi place pentru că înțeleg ce vrea să facă Müller cu acest parfum, înțeleg că acest parfum nu este destinat tuturor, înțeleg că acest parfum este un parfum menit a fi pe gustul unui anumit tip de public și mai înțeleg de asemenea că acest parfum, comparativ cu absolut tot ce s-a lansat în materie de parfumuri de designer în ultimii ani, este probabil cel mai unic din punct de vedere al mirosului. Din punct de vedere al performanței, astăzi m-am dat, așa cum am spus, cu un puf undeva aici pe mână. Asta s-a întâmplat în urmă cu aproximativ 5 ore. Și la 5 ore simt parfumul și îl simt foarte bine. Bine, facem abstracție acum că am împrăștiat un jet pe aici. Dar vreau să spun că din punct de vedere al performanței, asupra creierului nu mă pot pronunța în mod obiectiv. M-am dat doar un jet astăzi, este pe piele, parfumul se simte foarte bine, proiectează foarte bine, am trecut de mult de limita de 4 ore și el încă proiectează. Asta în contradicție flagrantă și totală cu absolut toate aberațiile pe care le-am văzut pe YouTube și le-am citit pe forumuri, așa zise de specialitate, legate de acest parfum, cum că nu proiectează și cum că nu performează. Repet din nou, contează probabil și pH-ul pielii, contează probabil și, hai să spunem, compoziția chimică a pielii fiecăruia, dar eu, așa cum am spus-o de foarte multe ori, aproape în toate clipurile mele, eu am o piele foarte ciudată, pe care foarte multe parfumuri foarte bune nu performează. Pe când alte parfumuri criticate pentru performanță foarte slabă, bă, ce să vezi, performează excelent. Din punct de vedere al notelor, le trecem rapid în revistă. Combinația este total ciudată, dacă mă întrebați pe mine. Avem fag, mărar, anason, lavandă, lămâie, mentă și cimbru. În notele de mijloc avem piele, cașmeran, floare de osmantus, mușcată și piper. Iar în notele de bază avem ambră albă, din nou cașmeran și vanilie. Ce simt eu pe pielea mea? Sincer să fiu, eu un pic cam greu de reprodus. Dintre toate notele astea, pot să zic că simt foarte bine pielea. În primul rând, notele, hai să spunem, herbale, adică mărarul și anasonul. Mărarul conferă o tentă ușor, n-aș vrea să spun acrișor, dar cam asta ar fi cea mai bună exprimare împreună cu anasonul.
Simt destul de bine și de prezent vanilia. Relativ ușor simt nota de lămâie. În același timp simt foarte bine notele lemnoase, pentru că pe mine notele lemnoase mă încântă întotdeauna. Și anume simt atât cedrul cât și fagul. Fagul este un fag afumat, să ne înțelegem. Senzația generală a acestui parfum, cel puțin pe pielea mea, este acela de nu știu cum să mă exprim, piele afumată, lemnoasă, cu niște note verzi. Cam, știu, sună foarte ciudat, dar asta este percepția mea pe pielea mea. În același timp, simt o ușoară, dacă vreți, dar nu foarte predominantă, hai să zicem, notă de condiment, de oriental, ca să zic așa, dată în principal de nota de cimbru. E greu de descris mirosul acestui parfum. Cea mai bună, nu știu, idee pe care o puteți avea este să faceți rost de un sample de undeva și să-l testați voi pe pielea voastră. E greu de reprodus. Este un parfum care are o anumită dulceață, o dulceață dată de nota de anason și de vanilie. În același timp, este un parfum ușor acrișor, ușor amărui, din nota de cimbru și de mărar. Este în același timp un parfum lemnos, cedru, cu ambra albă și cu nota de fag, care, la rândul lor, sunt învăluite într-o notă de afumătură. Plus de asta avem și nota florală dată de floarea de osmantus. De asemenea, este un parfum care, aparent, este liniar ca și comportament. Ce am observat eu în astea 5 ore de când zace pe pielea mea și o face chiar foarte bine, este că parfumul, deși aparent liniar, nu este deloc liniar. Sună ciudată exprimarea asta și chiar și este, dar vreau să înțelegeți că este ceva subtil care se întâmplă în fundalul parfumului. Anumite note pe perioada purtării apar, după care dispar și vin alte note din spate. Este cazul mărarului, este cazul anasonului, este cazul cimbrului, este cazul, dacă vreți, ambrei, este cazul osmantusului. E foarte interesant. E foarte interesant dacă ești atent la subtilitățile acestui parfum. Aparent, așa cum am spus, privind la suprafață, tratându-l superficial, parfumul pare a fi un parfum liniar. Dar repet din nou. Fiți atenți la subtilități. Veți rămâne surprinși. Probabil de asta, sau probabil și din cauza asta, multora nu le place acest parfum. Este un parfum ciudat pentru că este un parfum plin de contradicții. Este un parfum ciudat pentru că este un parfum compus din note care aparent se, nu știu, nu se bat cap în cap. Ar fi cea mai bună exprimare. Dar, repet din nou, pentru mine este un parfum absolut superb. Este un parfum dulceag, dar nu este un dulceag din ăla enervant, așa cum sunt altele, dar poate fi destul de dulce pentru cei care urăsc parfumurile dulci. Este în același timp un parfum verde, este în același timp un parfum fresh, este în același timp un parfum lemnos, este în același timp un parfum condimentat. Este, dacă vreți, mai simplu spus și în termeni românești, un fel de struțocămilă. Din punct de vedere al mirosului, din punctul meu de vedere, este unicat. Deci factorul de unicitate al acestui parfum este foarte sus. Dar, cu toate acestea, când l-am aplicat pe piele, la, nu știu, jumate de oră, după poate o oră, am simțit ceva ce îmi părea familiar.
Și anume, și deși nu există în compoziția acestui parfum, am simțit o tentă de ambroxan. Pentru cei care nu știu ce este ambroxanul, ambroxanul este elementul. Tău, vorbesc prostii. Este echivalentul chimic al ambergris-ului. Ambergris-ul egal voma de balenă, egal cel mai scump ingredient în ziua de astăzi din lumea parfumurilor, după care urmează lemnul de agăr. Deci ambroxanul nu este și nu figurează nicăieri ca element component al acestui parfum. Dar senzația pe care ți-o dă parfumul ăsta prin combinația asta extrem de interesantă de ingrediente este că ar avea ambroxan. Dacă vreți, familiar mi s-a părut la jumate de oră, o oră după ce l-am aplicat. Mi-a adus așa un pic în cap cumva Bleu de Chanel, dar foarte rapid. Rețineți, nu seamănă cu Bleu de Chanel, nu miroase la fel ca Bleu de Chanel. Zic doar că așa m-a dus, pentru o fracțiune de secundă, m-a dus cu gândul la Bleu de Chanel. În același timp, m-a dus cu gândul la un alt parfum al casei Mugler și anume Thierry Mugler Pure Wood. Lemnul din acest parfum, deși nu este același ca cel din Pure Wood, dar combinat cu nota aia de vanilie, m-a dus și mă duce și acum cu gândul la Pure Wood. Este lemnul ăla dulceag comestibil, dacă vreți. E foarte interesant. E foarte interesant. Cam atât în clipul ăsta, totuși este doar un unboxing, doar un prime impresii, nu este o recenzie. S-ar putea ca tot ceea ce am spus în acest clip să se schimbe pe viitor, și anume când voi face recenzia acestui parfum, îl voi purta, îl voi testa în diverse, hai să spunem, condiții și, bineînțeles, după aceea vă voi oferi recenzia. Probabil va dura o săptămână, două, nu mai mult, pentru că la parfumuri chiar nu am nevoie să testez o lună de zile sau 2 luni de zile ca să-mi dau seama dacă parfumul este bun sau dacă nu este bun. Cu toate acestea, îmi rețin acest timp, îmi aloc acest timp, tocmai pentru a vă putea oferi o recenzie la acest produs așa cum trebuie. Mersi de vizualizare, ne vedem data viitoare. Până atunci, părerea mea despre acest parfum este în totală contradicție cu tot ceea ce am văzut până acum la el. Pur și simplu, îl iubesc. Atât de mult îmi place. Pace vouă!